Căutând diverse opțiuni despre cum să facă streaming live pe YouTube, am ajuns la varianta de OBS a celor de la Streamlabs. Este, din punctul meu de vedere, foarte bună. Sigur vă va plăcea și vouă. Rămâneți alături de mine ca să vă spun exact de ce este așa de bună. Salut, sunt Ionuț de la Mes.ro și pe acest canal fac clipuri care să-i ajute pe cei ce doresc să domine YouTube și Google. Deci dacă cunoști astfel de persoane, trebuie să transmite clipul și către ei, pentru că sigur îi vei ajuta. Cam așa arată interfața celor de la Streamlabs pentru OBS. Pare destul de familiară, mai ales pentru cei care au folosit până acum OBS. Pentru a seta un flux live, nu trebuie să faceți decât să vă duceți în Settings, în Stream și să alegeți Service YouTube, YouTube Gaming, Primary YouTube Ingest Server să fie setat aici și Stream Key pe care o luați de la studio de creație, aici în fluxuri live, transmite în flux acum și aveți în partea de jos cheia fluxului, veți apăsa pe afișează, vă va da o serie de numere și litere. Aveți grijă ce faceți cu această cheie pentru că oricine va deține cheia aceasta poate să transmită live de pe canalul vostru. Mergeți în Streamlabs, în Settings, îi dați Paste aici, îi dați Done și asta e. Apoi vă veți stabili o scenă. Eu am făcut două scene, una pentru înregistrare efectiv și una pentru live. Scena aceasta înseamnă o grupare de setări de altfel. Dacă v-ați folosit OBS nu veți avea nicio problemă. Adăugați apoi surse, am adăugat camera web sau orice altă sursă de captură video. Apoi, deci de aici din plus. Apoi un audio capture, input capture, adică microfonul pe care îl folosiți la înregistrările voastre sau pe live și un alert box. După cum vedeți, Streamlabs permite diverse alerte pentru donații, pentru diverse alte, pentru abonații noi și așa mai departe. Dacă vreți să vedeți exact cum se folosesc aceste lucruri, deci din nou am să șterg acest alert box, adaug unul nou. Aveți aici butonul. Vedeți cât de simplu se pot seta aceste alerte. Alert box, add source, done. Și mergem în setările celor de la OBS. Îmi spune exact care e dimensiunea pentru alert box și așa mai departe. Nu vă sfătuiesc să vă bateți ca foarte mult ce opțiune la început. I-ați dat done și a fost adăugat acest alert box. În momentul în care cineva va dona, în momentul în care cineva va face alte lucruri, se va abona și așa mai departe, va da un super chat în cazul în care aveți opțiunea aceasta în țara unde dumneavoastră faceți live-ul. Toate acestea vor apărea pe ecranul vostru. Dacă vreți să faceți mai multe setări pentru aceste alerte, mergeți în dashboard. Lăsăm să se încarce. Aveți alert box aici. Ați văzut cât de simplu, dacă până alte părți trebuia să mergeți să copiați acel link, și aici există posibilitatea de a avea link pe care să adăugați ca sursă. Streamlabs permite să adăugați direct acele, să zic așa, alerte. Vedeți donații, abonați, sponsor și super chat. Sponsor este o opțiune nouă băgată de cit la YouTube. Super chat la fel, deocamdată aceste două nu sunt pentru toate țările. Puteți să faceți diverse setări pentru în momentul în care cineva v-a donat, va apărea textul fie jos, fie în centru, fie în lateral. Aveți aici inclusiv GIF-ul care să apară în momentul în care cineva v-a donat. Aceleași setări sunt și pentru subscriber, pentru sponsor și pentru super chat. Vă arăt doar la donații și de aici încolo puteți să faceți voi. Dacă aveți o altă limbă în afară de engleză, faceți traducerea aici. Sau a donat, în funcție de cum vreți să faceți traducerea. Vedeți, lăsați aici nume și sumă. Acestea nu le veți modifica. Și în rest sunt diverse alte setări. Aveți aici Manage GIF Library,
cu acele gifuri pentru setări, pentru care vor apărea în momentul în care cineva va donat. Apoi mesajele celui de la donatorului, cât să apară, care e dimensiunea și așa mai departe, setările și alte și alte lucruri. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult, vreau să fie un clip scurt și la obiect. Aveți, puteți adăugați inclusiv țeluri pentru donații, pentru abonați, la fel pe live streaming vor apărea aceste widget-uri, să zic. Le puteți seta direct din din interfața pe care v-am arătat-o la început. Sunt lucruri extrem de simple de folosit. Toate acestea se pot adăuga de aici, din, din sursă. Iar setările le faceți din, din dashboard. Ce ar mai fi de făcut? Dacă sunteți, eu știu, vreți să mai modificați proprietățile video la cameră, vedeți, aveți rezoluție exact ca la un OBS clasic. Vă aștept cu întrebări în, în comentarii, pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de simplu de folosit, mai ales pentru cei care sunt familiarizați cu varianta de OBS clasică. În momentul în care ați făcut toate setările pentru live, pur și simplu, i-ați apăsat pe butonul Go Live și în zona aceasta de transmite în flux acum, veți putea să testați dacă în acest moment transmiteți sau nu live, și nu vă garantez că nu veți avea nicio problemă cu Streamlabs OBS. Nu uita, pe acest canal fac clipuri care să te ajute să domini YouTube și Google, așa că dacă știi persoane interesate de astfel de subiecte, te rog să transmiți clipul și către ei. Iar eu, până la viitoare, îți urez SEO plăcut!